Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în balanță. Zic nouă pentru că am mai făcut pentru balanță și pentru septembrie am făcut la alegere în formă de cruce celtică, am făcut la sfârșit de august și septembrie cuplu singuri și voi în relație cu toate celelalte zodii. Haideți să vedem acum ce mesaje vin. Văd că aveți o adevărată poveste aici de dragoste pe care trebuie să o trăiți, la care trebuie să visați, în primul și în primul rând. Nici nu știu ce să vă arăt mai întâi, pentru că aveți mesaje superbe, superbe. Acum depinde de voi ce manifestați în acest potențial, pentru că puteți să aveți cele mai frumoase potențiale dacă voi vă încăpățânați să faceți schimbările necesare, să vă lăsați schimbați de situații, de oameni, de mesajele care vin de la Univers, degeaba le aveți. Degeaba. Pentru că avem acest liber arbitru, potențialele există, dar alegerile sunt ale noastre, dragii mei, că tot vorbim de balanță și de alegeri, da? Haideți să începem cu asta. Dragoste adevărată, nu știu de câte ori a venit, dar a mai venit, din câte mi-aduc aminte, și anul trecut și parcă a mai venit de-a lungul timpului. Este cartea care îmi place mie cel mai mult pentru că eu văd aici un sărut care este cu totul și cu totul special. Este un sărut, așa îi spun eu, sărutul care îl trezește pe Dumnezeu, care trezește latura divină din noi, da? Dacă până acum ați manifestat sărutări pofticioase, languroase, v-ați manifestat sexualitatea din punct de vedere terestru, impulsiv, în această poveste de dragoste în care puteți, sau cred că deja sunteți captați unii dintre voi, nu mai puteți să rămâneți în aceeași vibrație, trebuie să vă ridicați la vibrația partenerului. Este o legătură spirituală, da? Este o legătură spirituală foarte profundă. Foarte posibil, doamna să fie mai bine din punct de vedere spiritual, deși aici este bărbatul, să zicem, mai sus, dar doamna este luminată. Doamna este luminată, uite și aici tot doamna este luminată. Ea este cea care vă conduce mintea, sufletul, către alte cărări, către alte dimensiuni. Vă învață eventual să visați un pic și visați un pic la această dragoste pe care, dacă n-ați întâlnit-o, e pe cale să se manifeste, pentru că, uite, dragii mei, ce aveți new love, nouă dragoste. Da, sunteți la început de drum în această poveste. Acum că poate v-ați îndrăgostit de mai mult timp, dar nu ați manifestat nimic, rămâne valabil faptul că este nouă, da? Chiar dacă voi v-ați îndrăgostit de mult timp de această persoană, faptul că nu ați materializat, nu ați ales să acționați în așa fel încât să se materializeze, evident că ține povestea în stadiu de nou. Rămâne nou. Sper să nu rămână nou toată viața, că ar fi păcat. Este o dragoste adevărată. Cel puțin unul dintre voi simte această dragoste. În momentul în care o primiți în brațe, da, ca această cometă, manifestați miracole și binecuvântări. Această dragoste este o binecuvântare în viața voastră, este un miracol. Trebuie să aveți credință. Că dacă vă dați șansa, take a chance on love, dacă vă dați șansa la dragoste și vă ascultați inima și vă exprimați dragostea, nu mai scot și pasta, da, e aici, puteți să manifestați această dragoste chiar dacă eventual pentru unii nu s-a manifestat. Eu sunt convinsă că foarte mulți cu planete în balanță trăiți această poveste. Aveți credință, sunt mulți fluturi, această poveste vă transformă pe multe planuri, pe foarte multe planuri. Într-atât încât nu vă veți mai recunoaște. Deja personajul are aripi. Nu mai e o copilă. Nu mai e o simplă ființă umană. Deja este altceva. E o ființă eterică. Deveniți alt personaj în preajma acestei sau în această poveste, în această conexiune spirituală, în această nouă dragoste adevărată. Ce să mai... Este superb! 26-27, iar evoluție. 13, să vă spună ceva. Și 12, 12 și 13, iar o evoluție. Foarte interesant. Foarte interesant. Aș putea să vorbesc o grămadă, dar știu că unora nu vă place, dar bine, nu-i treaba mea ce nu vă place vouă.
Cui nu-i place, poate să sară direct la alte subiecte sau la alte înregistrări sau la alte canale. No problem. Haideți să vorbim despre acesta. Visați un pic, acesta este primul care a apărut, 51. 5 este schimbare prin creativitate și 1 vă arată o nouă dimensiune, o nouă fațadă a voastră, o nouă identitate. 1 înseamnă identitate, da? În momentul în care vă dați șansa, take a chance on love, take a chance on love, na, 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 ok, ascultați ABBA. Parcă ABBA era? ABBA era. O să pun pe Facebook. Dedicație pentru balanță, take a chance on love. Parcă așa era, take a chance, take a chance. Nu mai știu dacă era pentru dragoste, dar eu zic că pentru voi trebuie să vă dați șansa la dragostea. Dragoste. 5 și cu 1, 6. Vorbim deja de 6 la Zodia Fecioarei. Și aveți unul și aici, da? 5 și 1, schimbați prin creativitate, schimbați-vă viața prin creativitate, visați un pic, visați creativ și conectați-vă la o nouă identitate a voastră. Pentru că balanțele adesea, ăsta e adevărul, adesea își pierd identitatea în relație și e păcat. În acest vis s-ar putea chiar să vă regăsiți identitatea adevărată, cea divină, true. E adevărată. Cea identitatea spirituală. Și este clar o nouă identitate, da? O nouă ființă. Descoperiți că există în voi. Aveți iar 37 se reduce la 1. 1, am vorbit de identitate, de început, de manifestări, foc și gheață. Este exact roșu și albastru, culorile flăcărilor gemene. Dacă în preajma unor oameni ați învățat să fiți glaciali, în preajma unor oameni, nu neapărat că sunteți voi, în preajma altora sunteți plini de pasiune. Dacă în preajma altora ați manifestat această sexualitate de care am zis eu până acum, și noi fiți zis degeaba, o sexualitate terestră, foarte pornită din primele chakre, în acest context manifestați o sexualitate evoluată. Și nu pot să vă dau detalii, pentru că unii nici măcar nu ați citit și nu știți ce înseamnă. Trebuie doar să trăiți. Dar există atâta foc încât această pasiune poate topi anumite aspecte ale voastre care au înghețat. Există atâta spiritualitate încât poate tempera acest foc care se manifestă în viețile unora, în unele aspecte ale voastre, da? Trebuie să vă regăsiți în punctul de lumină, da? Aici este un cer de lumină, aici este o zonă de lumină. Trebuie să intrați și văd multe mesaje de genul acesta. Trebuie să intrați în acest vârtej spiritual. Da, e o conexiune. Trebuie să intrați. Dansul planetelor. Planetele. Communal dance. Iar este vorba de dans. Dar nu musai de... Poate că unii practicați dansul, dar nu cred că asta este. Este vorba că mișcarea universului, a planetelor și a comunității din care faceți parte, că asta înseamnă communal dance, va aduce coming together, va aduce împreună, iar seamănă, coming together, seamănă oarecum cromatic cu foc și gheață, da? Intrați pe un câmp de lumină în momentul în care acceptați acceptance. Că prin ce ați trecut până acum, poate și acum mai treceți, toate experiențele acelea întunecoase, sumbre, terne. Asta spun asta pentru că aveți the cloak, aveți pelerina, aveți masca, aveți umbrele. Toate acele experiențe care v-au adus să conștientizați, vă vor aduce să conștientizați un vid care există în viața voastră, toate acestea vă determină să alegeți alegere între a vă schimba shifting universes, a vă schimba dimensiunile în care trăiți, universul, ambientul în care trăiți. Trebuie să alegeți între această șansă la schimbare sau a trăi
într-un mediu familiar care vă ține, într-un mediu care vă ține într-o umbră, într-o manifestare, repet, terestră, care nu este tocmai potrivită, încerc să-mi aleg cuvintele, vă dați seama, potrivită pentru aceste vremuri. Asta ca să o spun delicat. Dar alegerea este între familie și această schimbare de univers. Mai este altă variantă, între familia voastră sufletească, care vă este adusă, da? Declanșată prin diferite întâlniri spirituale, spiritual connection, conexiuni spirituale, prin această dragoste adevărată, da? Și celelalte universuri, dimensiuni, medii în care a stat, destul de sumbe, the void and the cloak, zic pentru că așa sunt în engleză, aceste universuri v-au schimbat percepția despre voi, despre o anume latură a voastră, a relațiilor adevărate. De-aia trebuie să alegeți familia sufletească. În momentul în care faceți această alegere, începeți să manifestați darurile primite, talente pe care poate nici nu le conștientizați, le puteți manifesta în preajma acestor oameni, spiritual connection, dragostea adevărată. În preajma lor puteți să manifestați. Trezirea sufletului, sweet soul rising, acceptați ce nu puteți să schimbați în viața voastră, în anumite relații și mergeți mai departe în relații care vă trezesc, da, sufletul. Mergeți mai departe într-un câmp de lumină, 63, 6 și cu 3, 9. 9 e spiritual, da? Și în acel câmp de lumină, ce frumos, veniți împreună cu acest personaj, vă alăturați măcar energetic acestui personaj cu care aveți o conexiune spirituală foarte profundă și în fața căruia sau în preajma căruia simțiți o dragoste adevărată. Foarte posibil acest personaj cu acest dans comunal să fie un personaj care lucrează în public. Dar este un alt fel de public, nu cel cu care v-ați obișnuit. De-aia trebuie să alegeți universurile în care vă întâmplați, era să zic. O întâmplare. Și îmi place și cuvântul. Să alegeți ambientul în care vă manifestați. Depinde ce vreți să vă manifestați, varianta voastră cea mai bună sau mai puțin bună. Haideți să vedem. Balanță, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. În balanță, cărți superbe. Septembrie 2020. O dată, de două ori, de trei ori. Superb, superb, superb. Au tot venit etalări frumoase la voi, nu știu ce faceți cu ele. Trecut, marele preot, 8 de cupe, lumea, wow. Aveți semnul scorpionului sau cineva cu marcaj în scorpion, marcaj în taur, marcaj în leu, taur, vărsător, scorpion, iară. E o încheiere de ciclu, de capitol. Că este a voastră, că este al cuiva, ea rămâne de văzut. Acasă. Asta înseamnă marele preot. Căsnicie sau relații de lungă durată sau pur și simplu casă, tradiții, poate să fie familia din care vă trageți voi. Da? În care v-ați născut. Familia, nu vorbesc, aici nu simt deocamdată, o să văd următoarele cărți. Că ar fi familia sufletească, este familia în care v-ați născut. Regulile, tradițiile, cultura în care v-ați născut. Foarte posibil la un dat vi s-a părut rigidă și ați vrut să plecați într-o nouă direcție. Apare 8 de cupe, plecarea și lumea. Încheiere de capitol. Început de nouă viață. La un moment dat în trecut. Pentru unii ați simțit că în preajma unor relații tradiționale nu vă simțiți cupele pline, aveți sufletul gol. Acum depinde de tradiții, depinde cum le înțelegeți. Pentru că marele preot poate să fie extrem de profund, este o figură spirituală, autoritară. Acum rămâne de văzut ce reprezintă. Poate să fie și un tată, poate să fie și un profesor,
care posibil vi se pare prea restrictiv și ați încerca să plecați către de la el, către un nouă de cupe prin lume ca să vă găsiți fericirea nouă de cupe, da? Variază mesajul, vă dau mai multe mesaje ca să vedeți pe unde sunteți voi. Evident că poate acest, pentru unii dintre voi, acest mare preot poate să reprezinte o figură spirituală cu care aveți această spirituală spiritual connection, legătură spirituală, da? Care a trebuit să plece din viața voastră pentru că nu s-a putut manifesta ceva. De-aia a zis că degeaba aveți căs frumoase dacă nu acționați conform potențialelor. Și atunci, această lume, această separare să vină din partea lor. Rămâne de văzut ce alte cărți mai apar. Ia uite, 5 de cupe. Lacrimi. Conflicte. 5. 5. Iar apare 5. Am vorbit de 5 și 1. Interesant, da? Și 5 și 6. 5, 5, 5. Schimbare, dragii mei. Balanțelor. Schimbare. Asta înseamnă. Dar eu când mă refer la 5, mă refer la schimbare prin creativitate și ce mai este? Nevoia de a comunica este chakra a cincea a comunicării. Ia uite, marele împărat care comunică destul de dur. Iar o figură care... Amândoi sunt autoritari. Și împăratul și marele preot. Unul din punct de vedere al tradițiilor, că așa a fost învățat, a fost crescut, astea sunt regulile. Aici sunt regulile făcute de împărat, nu prin care a fost crescut. Nu ține nicio legătură cu religia, aici are legătură cu banii, cu puterea, cu nevoia de a controla. Acum în ce postură sunteți? Iar variază. Există foarte posibil în viața unora un personaj care încă vă controlează. Dacă sunteți bărbați și aveți marcaj în berbec sau în taur, foarte posibil să fiți voi cei care vă doriți controlul. Și din cauza acestei dorințe imense de a controla situația, să se îndepărteze anumite potențiale, zic, nu musai oameni. Oricum, în acest moment cineva plânge sau cel puțin a plâns. Că sunteți voi, că sunt ei, cei care au plecat, poate sunteți voi cei care v-ați îndepărtat, iar poate să varieze. Cineva plânge și are un conflict interior. Cum să-și păstreze controlul și totuși cum să nu mai plângă? Este greu. Nu? Evident că în față puteți să păreți duri, calmi. Bărbați, femei, nu știu despre cine vorbesc, vorbesc despre cineva, da? În public, o imagine publică, să stați foarte bine la capitolul imagine, dar în sinea voastră, 5 de monede, în sufletul vostru, în sinea voastră să fie conflicte și în sufletul vostru să plângeți. Cineva a fugit dintr-o poveste. Da, hai să vedem în continuare. În viitor 4, monede. Oh, mamă, ce cărți aveți, ce frumos a fost. Am zis, aveți un potențial, depinde de voi cum îl folosiți. Ce frumos au fost, frumoase au fost cărțile. Vreau să zic, frumos a fost mesajul. Au fost mai multe mesaje la început, dar am vorbit despre această alegere. Este alegerea noastră, dragii mei, cu balanță, cu orice zodie ați fi. Este alegerea noastră ce vrem să manifestăm, shifting universes. În momentul în care alegem lumina, alegem acest câmp de lumină și nu the void, nu the cloak, nu figurile ascunse, nu, ia uite, the cloak e și aici, o pelerină, nu energiile sumbre, nu oamenii plictisitori, nu oamenii anoști. În momentul în care alegem, se schimbă universul. Depinde de alegerea noastră. Ce vrem să trăim? Și turnul. Ia uite. Și apare după turn cavalerul de spade și balanța. Vorbeam de balanță, de voi. În relație cu regina de băte.
Personaj cu planete în semne de foc. O situație care încă este ambiguă. Care cine știe când se va rezolva, poate prin octombrie. Asta așa, cât m-am uitat un pic în continuare. Ia uite, aveți aici mincinosul, strategul, jucătorul, cel care se joacă cu mințile oamenilor, cu gândurile oamenilor și mai ales cu gândurile sale, pentru că cine practică jocuri mentale, de fapt se joacă cu focul, cu el însuși. Da? Urmat de asul de spade. Oh, Doamne, cât de spade! Asul de spade! Deci, asul de spade, victoria, adevărul, dragii mei, este la mijloc, între cel care fuge și cel care își face griji. Cine nu fuge, stă pe loc, dar se îmbolnăvește de griji. Unul dintre voi, și văd că e interesant, aici este o figură masculină, aici este o figură feminină. Între voi există adevăr, puteți să manifestați dreptate, victorie. Dar niciunul nu alege să acționeze. Aici nu se acționează. Aici este un joc mental. Voit sau nevoit, iar. Unul fuge, încearcă să meargă într-o altă direcție. Da? Într-un alt cort, într-un alt pat. Celălalt rămâne în patul său, dar își face griji. Se intoxică de atâtea griji. Și între voi și totuși se poate manifesta adevărul. Puteți să comunicați, că asta înseamnă asul de spade. Trebuie să comunicați adevărul ca celălalt să nu mai fugă, ca celălalt să nu-și mai facă griji. Și uite așa, jonglați între stânga-dreapta. E un dezechilibru. Cineva încearcă să fugă de responsabilitatea unei situații. Am zis că în prezent conflicte, lacrimi și totuși control mental, așa simt, pe împărat îl simt că se controlează. Își impune cu forța aproape, cu forța, cu bâtele, regulile. Și tocmai pentru că le impune, cineva nu vrea, evident, să le vadă, se îndepărtează emoțional și plânge. În viitor apare 4 de monede, 10 de spade, e bine că e 10, măcar să încheiați într-un mod neașteptat. Un ciclu de trădări, de supărări, de cuvinte grele, de amiciții nefaste, de oameni care fug și se eschivează de la responsabilități. Da, e o încheiere de ciclu, da? 10. Trebuie să manifestați ceva nou. Se dărâmă o construcție, se dărâmă un ciclu karmic. Repet, de gânduri, de mental. Cine nu a reușit până acum să se deschidă emoțional, pentru că 4 de monede nu se deschide emoțional și în general este împărățelul, este același împărat, nu putea să apară două cărți, dacă nu avem două cărți, a apărut altă carte. Același personaj, tot bărbat, îl simt și aici tot bărbat. Și aici am văzut, da? Bărbat și femeie. Uite că e îmbrăcat și în roșu. Nu poate. O să ajungă la capătul răbdărilor. Acest personaj care nu a putut să se deschidă emoțional. Trebuie să se închidă acest ciclu. De dureri, de trădări, să se reconstruiască întreaga ființă. Simt că e vorba de o reconstrucție interioară. Acest tur nu vorbește doar de relațiile voastre cu ceilalți, vorbește și de construcția voastră interioară. Hai să mai citești și altfel. Aveți conflicte interioare intense, poate chiar și cu prietenii. Vă mai certați în legătură cu niște situații din familia voastră, poate să fie mama, tata, frați, surori, soț, soție, evident. Poate să fie
și discuții referitor la niște tradiții în care ați fost crescuți, educați, mare preot. Din cauza acestor conflicte se dărâmă construcția, vă separați de prieteni, eventual, sau de familie. Rămâne de văzut ce vreți voi să manifestați, dragii mei. Că vă place, că nu vă place, eu vă transmit mesajul. În continuare, apare aici lumea, 5 de bâte, 4 de monede. Cine nu s-a deschis, chiar și ăsta seamănă foarte bine, 4 de monede poate să semne foarte bine cu marele preot. Pentru că amândouă țin de tradiții, de principii rigide. Da? Cine a plecat în viața voastră cu această lume? Cineva a plecat? În momentul când a plecat, să vă și arăt. În momentul în care a plecat, v-a lăsat cu conflictele interioare și v-ați închis în voi, unii dintre voi, așa simt. Sau, în momentul în care voi ați plecat, ei au rămas în conflicte și cu banii în mână, dar cu sufletul gol. Este o lecție spirituală pe care trebuie să o învățați, că asta înseamnă lumea. Avem spiritualitate și la marele preot. Este o lecție spirituală pe care trebuie să o învățați. În legătură cu cineva? Dar central aveți prietenii, 5 de bâte. Prietenii care nu toți sunt prieteni. Este central 5 de bâte. Conflictul acesta. Mare grijă cu cine vorbiți, dragii mei. Că balanțelor le plac să vorbească. Le place să vorbească foarte mult. Mare grijă cu cine comentați. Pentru că dacă comentați despre cineva care suferă, dragii mei, este un păcat pe care va trebui să vi-l asumați. Dacă cineva suferă și voi bârfiți și comentați, mare grijă. Și vorbesc de cei care o fac. Nu toată lumea, dar există un potențial. Nu degeaba spunem aceste mesaje. Sunt pentru unii și pentru alții. În continuare. Marele preot, 4 de monede, apare semnul taurului și apare semn de apă. Am zis, apar tradiții, apar principii, apare familia, apar niște situații rigide și altcineva care plânge în acest context. 4 și 5. 5 aici, semn de pământ, da. Deci în trecut, dragii mei, poate ați pierdut pe cineva drag, unii dintre voi, și din cauza acestei pierderi, o persoană foarte dragă, din cauza acestei pierderi, unii dintre voi foarte posibil v-ați închis. În prezent aveți 8 de cupe, în prezent pe vertical, să zicem, în prezent aveți 8 de cupe, 5 de monede, 10 de spade. Vă luptați cu voi, cu prietenii, să nu le arătați eventual că voi aveți sufletul golit. Sunteți răniți. Da, e așa zic. Încercați să nu vadă lumea ce e în sufletul vostru, unii dintre voi. În sufletul vostru, cupe goale. Încercați să vă detașați, să mergeți către o cupă de lumină. Ar fi mișto, ar fi nemaipomenit dacă vă îndreptați către acest câmp de lumină. Acolo vă veți întâlni cu personajul acesta, cu care aveți legătură spirituală. Cine știe când, rămâne de văzut, dar măcar să începe să manifestați asta în 5. De. Dar trebuie să lăsați în urmă conflictele, durerile, trădările. Foarte posibil, dacă cineva va părăsi, să se simtă trădat. Este lună plină. Este lună plină. Alege să manifestați eliberare de tot ce e conflictual, de tot ce e dureros, ca să manifestați la un moment dat, la următoarea lună, 9 de cupe, bucurii.
În momentul în care vă detașați emoțional de acest trecut sumbru, măi, dar foarte triste cărțile aici, puteți să vă reechilibrați viața, puteți să vă ridicați deasupra acestui capitol, ciclu, lumii, o altă lume. Asta e un alt shifting universe, se schimbă universul, da? Se dărâmă clădirea veche, începe o nouă construcție, da? Care vă va aduce stabilitate, vă va aduce autoritate. Evident, începem cu echilibrarea noastră personală și apoi în relație cu ceilalți. M-a obosit această etalare, sunt curioasă pentru cine o fi. Balanțe. Septembrie, viață personală, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Rămâne de văzut ce se manifestă. Asta cred că e mai mult în plan 3D, aici este în plan 5, ce am citit mai devreme. Lucruri shifting universes, aici sunt universe, universuri la plural, da? Două universuri total diferite, depinde de voi, aute magicianul, ce vreți să manifestați. În ce univers vreți să trăiți? Și unii înțeleg mesajul. În ce univers vreți să trăiți? În ce realitate, în ce dimensiune? În asta care am citit-o acum sau în cea pe care am citit-o mai devreme? În aceea care vă aduce dragoste adevărată. Și vorbeam de manifestare. A venit magicianul. Balanțe, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Am început foarte frumos. Continua destul de greu. Exact aici, ce am citit aici. Asta a apărut. Balanțe, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Regele de monede. Similar cu împăratul, similar cu marele preot. Uite, și-a apărut balanță cu lună. Interesant. Au apărut două cărți. Lumea. A apărut lumea. Ce frumos. Vă doriți să vă întâlniți cu cineva? Ia uite, să stați la masă, o masă romantică. Cineva la care visați. Vai, dar cât mai visați. Pe care i-a spus pe un piedestal. 3 de cupe, 2 de bâte. Lumea. Da. Este o legătură emoțională foarte profundă, multă pasiune între voi. Acum, pentru că a apărut lunea. Luna. Poate să fie doar un vis. Rămâne de văzut cum se manifestă în viața unora și altora. Această întâlnire. Simțiți că dacă vă veți întâlni cu acest personaj, veți merge mai departe. Mai devreme sau mai târziu. La capătul setului de cărți, asul de spade. Da? Semn de aer. Gemeni, balanță, zic eu. Vărsător. Judecata și șase de cupe. Și împăratul iar vrea să se arate. Împăratul care nu-și arată. Stă și așteaptă șapte de monede. Stă și așteaptă. Nu-și arată pasiunea pe care o are față de cineva. Se gândește șase de cupe. Se gândește cum... A fost cum va fi, cum îi simt. Îi simt dintr-o altă viață. Îi simt că s-au mai întâlnit în judecata și șase de cupe. Simt că s-au mai întâlnit într-o altă viață și totuși n-au arătat toată această pasiune. N-au arătat. Din ce motiv? Iar voi știți. Și totuși apare asul de spade. Nevoia de comunicare. Nevoia de eliberare de acest univers, de această dimensiune, de aceste povești pe care le-am spus, ca să puteți manifesta ce am spus mai devreme. Wow! Manifestare, magicianul, regele de monede, balanța și luna. În secret, simțiți foarte profund pentru cineva. Vreți să manifestați această atracție puternică, puternică atracție. Este un rege, da? Cel puțin bărbații au multă atracție sexuală față de o doamnă. O doamnă mai sensibilă, mai sensibilă, mai finuță, parcă se și pitește de voi. Și totuși, parcă cu cât se pitește sau cu cât nu aveți acces la această doamnă, cu atât aveți mai mare atracție față de ea.
Dar sunteți foarte deciși, foarte hotărâți să faceți tot posibilul să aveți acces la această doamnă, domnișoară. Domnii. Foarte posibil, unii domni să încerce să și practice niște legi care, niște chestiuni care țin de atracție. Eu v-aș sfătui să nu faceți, pentru că nu este onorabil. Dar, dacă voi vreți să faceți, dar eu v-aș sfătui să nu faceți chestiuni practice, da, să nu practicați chestiuni magice, vreau să zic, ca să atrageți pe cineva. Doamne, domn, nu contează. În momentul în care practicați magia în direcții care țin de atracție, este o mare păcăleală. În continuare, balanță și luna. Balanță sunteți voi. Voi în relație cu cineva care are planete în pești, rac, scorpion. Aici nu prea sunteți voi, că voi sunteți mai rațional, da? Să zicem, așa se zice, că balanța este un personaj care încearcă să gândească, să aleagă. Dar cu această lună este greu. Nu vedeți realitatea de iluzie, nu vedeți realitatea de vis. Este lună plină astăzi, încă mai este lună plină. Da. A fost ieri, să zicem că este și astăzi. În pești, rac, scorpion. În momentul în care reușiți să vă eliberați de iluzii și de energiile negative pe care le-am citit mai devreme, puteți să manifestați frumusețea acestei luni, pentru că luna este intuitivă, este sensibilă, este delicată. Cu luna puteți să vă intuiți această dragoste adevărată, să vă simțiți această legătură spirituală prin lună, prin emoții. Trebuie doar ca voi, ca balanță, să renunțați un pic la latura voastră rațională. Mai ales când vorbim de relații intime. Relațiile intime nu pot fi manifestate prin rațiune și prin doar senzualitate de asta pământeană. Bine, evident că pot fi, dar dacă vreți să aveți parte de o dragoste adevărată, de o conexiune spirituală, conectați-vă și la luna voastră. Lună în balanță. Acum, la ce grad aveți? Interesant, poate unii, ia uite, bărbat, bărbat, lună în balanță, poate aveți. Poate unii dintre voi aveți lună în balanță și Marte în balanță. Și aici nu puteți să alegeți între felul în care simțiți și felul în care acționați. Bine, știu că sună ciudată interpretarea, dar pentru cine o înțelege. Însă, pentru bărbații care vor cu orice chip o doamnă la care încă n-au acces, mare grijă să nu practicați ceva ce ține de magie, pentru că nu este onorabil. Doamna la care vă gândiți își dorește justiție, pentru că simte că a fost ținută într-o iluzie, așa simt un mesaj. Acum că doamna este cea cu care aveți voi de-a face, că doamna este balanță, că doamna este balanță și vrea justiție, într-o situație care îi creează niște confuzii emoționale, vrea să manifeste o relație adevărată și nu o relație care îi creează confuzii, iar poate să varieze de la unii la alții. Este o etalare colectivă, extrem de scurtă și cam atât eu zic că am spus o grămadă. Vă doresc, sper să vă găsiți mesajele potrivite pentru voi, să vedeți cum le manifestați. Eu aș dori din tot sufletul să manifestați prima parte a etalării care a fost superbă. Vă doresc dragoste, ia să-mi dau un pic de luminuță. Dragoste, pace, creștere spirituală și uitați-vă ce frumos aveți aici.
Depinde de voi, da? Dacă vreți să manifestați această superbitate de potențial. Dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!